Am de tras la sală zilnic vreo 2 luni pentru geam aici. Dacă respecti rețeta și mulțumesc, să-ți trimit ingredientele la tine, în bucătărie. Ia uite, crocant, mamă, frișcă, cremă. Știți cât e de bun? Că-mi dau o lacrimi. Minunea asta ce a ieșit e senzațională. Dacă anul trecut m-am lăfăit în preparate din carne de porc, ei bine, anul acesta a venit rândul dulciurilor. Da, dragii mei pofticioși, dăm înainte cu dulciurile astea minunate în preajma sărbătorilor, în preajma ocaziilor speciale, de onomastici, zile de naștere, de Paște, Crăciun, nici nu mai are importanță. Sunt bune. Dragii mei pofticioși, vreau să fac pentru voi astăzi cremeș sau cremșnit. Un cremșnit așa cum îmi place mie, ca la mama lui. Tot ce am aici găsește acolo jos în descriere cu lux de amănunte că, de, e dulce și trebuie să știi gramajele tot ce trebuie. Acum, pofticioșilor, nu rămâne altceva de făcut decât să mă apuc de făcut cremșnit. Un cremșnit de zile mari. Hai să-l pregătesc. Și, dragilor, ca orice cremșnit, ai nevoie de foi pentru cremșnit. Iar eu nu le-am cumpărat din magazin de-a gata, ci vreau să le fac. Mă rog, nu să le fac. Le-am cumpărat din magazin, dar vreau să le coc eu. Mă simt așa ca și cum am făcut eu toată prăjitura, nu magazinul. Dragi pofticioși, mi-am trimis soția la cumpărături și a venit și ea frumoșica cu aluatul ăsta foietaj. Culmea este că a nimerit un aluat foietaj subțire, ceea ce îl face potrivit pentru rețeta mea de cremșnit. Și datorită faptului că e subțire, nici nu trebuie să-i mai fac nimic, ci pur și simplu îl întind și așa îl las subțire. Acum iau frumos o furculiță și îi fac câteva treceri cu furculița. Mă rog, înțepături cu furculița. Să fie așa cum trebuie. Nu multe, îi dau și eu de aici de acolo, în genul acesta. Nu-mi fac deloc griji pentru fisurile acestea, că până la urmă e cremșnit. Oricum, rolul lui este să se destrame în fel și chip, să te ungi așa cum le place copiilor. Da, ăsta e cremșnitul. Dragii mei, am să iau această foaie și am să o duc la cuptor preîncălzit la 220 de grade, căldură de jos și de sus, și am să pun tava pe rândul de mijloc. Am să las în jur de 10, chiar 15 minute dacă e cazul. De ce zic asta? Pentru că vreau să aibă un aspect rumeniu. Așa că, în momentul în care a trecut de 10 minute, stai și tu pe lângă el și admiră-l. Să fie ceea ce trebuie. Acum am plecat cu el la cuptor și la fel voi proceda și cu foaia aceasta când îi vine rândul. Mă rog, un pic diferit, dar îți arăt imediat. Ha, am plecat cu prima foaie. Cu cea de două foaie lucrurile stau cam așa. E o idee genială de altfel. Fii atent aici. Am aici foaia întinsă pe o hârtie de copt. Am să iau frumos și am să o marchez în genul acesta. Și în felul acesta o să ghiciți ce? Exact. Voi avea cremșniturile gata, porționate. Da, bucăți generoase, că așa îmi place mie. Acum, ia câte un truc și mai șmecher. Iau puțin zahăr pudră și dau pe deasupra. Uite așa. Nu foarte mult. În felul acesta, partea superioară, stratul acesta de aluat foietaj, va fi crocant și ușor maroniu. Un aspect lucios, un aspect deosebit la cremșnit. Așa că, ha, punem puțin zahăr. Mă duc de grabă și aduc foaia de la cuptor și vin imediat. Și ia cătă, dragilor, prima foaie e gata, ia cătă-o, nu-ți fă griji de aspectul ăsta, că rezolvăm noi îndată. Așa că, o pun pe blat, să se răcurească și trag pe următoarea în tavă. Și am plecat cu ea și vă arăt cum a ieșit. Ha! Cât foaia se coace liniștit, întreabă ei la cuptor, ei bine, eu dau înainte cu crema de vanilie. Dar crema aceasta de vanilie va fi un pic mai specială și o să vedeți imediat și de ce e specială. Pentru că sunt niște etape ce la multă lume am văzut că le-a sărit. Însă mie îmi place ce am văzut. Hai să-ți arăt cum o pregătesc. Și am aici 8 gălbenușuri de ou. Le pun în oala cu care deja te-ai obișnuit. Pun aici. Peste aceste gălbenușuri, puțină sare. Un vârf de linguriță. Pun aici. Apoi am să pun zahăr, 150 de grame. Pun aici. Pun și zahărul vanilat și am să pun și o esență de vanilie. Știi foarte bine că aromele se pierd când întâlnesc căldura și de-aia suplimentez cu, să zicem, multă vanilie. Am pus și pliculețele, pun și esența de vanilie. O fiolă. Apoi eu și amestec un fel. Iar acum fii atent ce fac. Am să pun 100 de grame de făină. Făină albă de grâu. Pun aici. Am să pun și 20 de grame de amidon de porumb, să completeze făina. Pun aici.
Amidonul de porumb se va ocupa de finețe. Și da, e nevoie de finețe când vorbim de cremșnit. Apoi amestec să se incorporeze totul și să nu am niciun gram de cocoloașă. Eu așa pregătesc crema pentru cremșnit. Am să pun laptele rece peste amestecul de ou cu făină, cu amidon, cu ce mai am eu aici. De ce pun laptele rece? Rece ca gheața? Ei bine, pentru că în felul acesta scap de cocoloașe. Metoda aceasta îmi garantează un succes de plin. Așa că pun laptele. Pun puțin câte puțin, ca să se amestece bine totul și să dețin controlul asupra cocoloașelor. Un aici, am pus tot. Uite așa. Zahărul se topește și totul îți va ieși minunat. Acum, dragilor, după cum v-am obișnuit și la celelalte prăjiturici, că da, le-am făcut cu gelul acesta de cremă, ei bine, pe foc. Și am să las la un foc moderat până când dă semne așa că începe să fiarbă, iar când începe să fiarbă, reduc focul la minim, minimorum și îl las încă 5-6 minute să se gătească. Timpul și iată, a început să se lege și amestec mai repede, mai rapid, să fie așa cum eu doresc. Ia uite ce bine arată. E ca și cum ai face sală. Dragilor, crema gata. Ia uite. Da, pare așa un pic mai tărișoară, dar am să-ți arăt ce urmează să fac. Secretul la această cremă. O nebunie, nu alta. Și am să-ți explic și de ce e o nebunie. Două mari avantaje. Așa că opresc focul deocamdată, aici am temperatură de vreo 70-80 de grade și trebuie să mă mișc cât se poate de repede. Așa că dau puțin deoparte. Și ia cât are. 8 albușuri de ou. Te întreb ceva cu ele? Hai să vezi imediat. Cea mai autentică cremă de cremșnit ce ai văzut-o vreodată. Asta fac. 8 albușuri de ou, un vârf de sare și dau cu amestecare. Iar când ajungi în etapa aceasta, e rândul să pui zahărul. Mai exact 50 de grame de zahăr pus în ploaie și amesteci până când se topește. Și dacă le-ai bătut suficient de bine cum le-am bătut eu, ei bine, a venit momentul să crema le amesteci. Iei frumos din spumă și pui peste crema de vanilie. Uite așa. Puțin câte puțin. Și ei și amesteci și incorporezi toate albușurile în crema. Da, îmi place nespus de mult această variantă pentru că nu mai sunt obligat să arunc albușurile sau să fac altceva din ele, ci le folosesc. Da, dragilor, folosesc albușurile la crema de vanilie, la cremșnitul ăsta minunat. Și se pare că asta e rețeta autentică, cea veche de cremă pentru cremșnit. După cum vezi, în continuare e sabur din oală. Asta înseamnă că suntem la temperatura potrivită, iar căldura reziduală va găti ouăle. Va găti albușurile de ou. Deci sunt sigure. Pot fi mâncate și de cei mici și de cei mari. Fără nicio problemă. Mamă, ce culoare minunată capătă. Uite aici ce cremozitate, ce luciu are. Asta trebuie. Și gata, dragilor, gata și crema. Uite aici ce textură minunată are. Uite ce finețe. Și da, e așa cum trebuie. E pufoasă, e aerată, e... nemaipomenită. Mamă, mamă. Acum, hai să-ți arăt ce urmează. 12 minute și ia câte-o. Uite-o aici. Ce bine arată. Da, e exact ce trebuie. Mai avem încă ceva de făcut, dar imediat, cât timp se răcește și foaia de deasupra, imediat ne ocupăm și de acel ceva ce mai trebuie făcut. Și anume, frișca. Și în 2 timp și 3 mișcări ne ocupăm și de frișcă. Și am așa, 400 de grame de frișcă lichidă. Pun aici, dau drumul la mixer și încep să aerez frișca. Când dă semne că începe să se lege, să prindă așa puțin aer, puțin volum, ei și adaug zahăr. Și am aici undeva la vreo 50 de grame de zahăr. Îl pun în ploaie și continui să amestec până când frișca e gata. Atenție să nu o transform în unt. Trebuie să fie tare, dar să nu se aleagă. A few moments later. Hai să dăm drumul. Dragilor, am aici prima foaie. Am să iau să o așez aici în tavă. În tavă am pus o hârtie de copt, că na, așa trebuia. Și aici completarea. Și acum, dragilor, crema din abundență. Uite așa. Ia uitați ce frumoasă e, ce bine arată. Iau și pun aici. Iau și întind. Asta e un prim strat și după aia punem restul de cremă. Și o să iasă aici, mamă, mamă. Crema e călduță, asta îți recomand și ție să faci. Acu cât e caldă. Că dacă o lași să se răcească, mai greu poți să o manevrezi. Așa că acum e momentul. Acum, dragii mei, frișca. Frișca bine bătută, dar să nu ai unt. Și ieși și pui deasupra. Uite așa. Uite aici cremșnit adevărat. Ce te vei murdări când vei mânca o gură de cremșnit de asta. Abia aștept. Abia aștept. Doamnelor însărcinate, vă rog, fugiți de acasă că nu-i de glumă. Ori vă pune soțul la treabă,
Ori o chemați pe mama să vă ajute. Că vorba aia, poate e dor soțului de mama soacră. Zic și eu. Acum, cu o spatulă, cu ceaiul la îndemână, iei și întinzi frișca. Uite așa, să ajungă strat peste tot. Iar la final vii și pui capac. Uite-te aici ce bine arată. Rumenit, delicios, gustos, potrivit pentru un cremșnit deosebit de sărbătoare. Apeși puțin pe el. A, ce bine arată! Vai, ce bine arată! Îndesăm așa pe margini crema. Dragii mei, cremșnitul ăsta merge direct la frigider pentru următoarele minim 6 ore, maxim peste noapte. Adică vreo 12 ore să stea, să capete aromă, gust, să se cunoască tot între el și da, uite-te aici ce bine arată, uite-te aici ce cremșnit minunat. Hai, l-am dus la frigider și abia aștept să mâncăm mâine din el, abia aștept să mâncăm din el. Mamă că bine arăți, ce sărbători, ce zile. The next day. 12 ore trecute fix și minunatul a apărut. Priviți-l, dragi pofticioși, uitați ce bine arată și da, e momentul să scoatem țipla și să gustăm și noi acest cremșnit minunat. Acest cremșnit făcut de șef Paul Constantin. Un deliciu! Haideți, dragilor, să-l tai să vedem ce a ieșit aici, pentru că da, arată senzațional de bine. Ah, ce bine arată! Ce crocant s-a păstrat! Vedeți, marcajele astea mă ajută de numa. Așa aici. Și acum pe mijloc, că de-aia am trasat indicatorii. Capetele, unul al Constantin și unul al meu. Că na, cine împarte, parte își face. Evident că mi stă bine acestui creme și acestui cremșnit, am să pun și puțin zahăr pudră pe deasupra, pentru că așa-i șate lui bine. Și iată, puțin, nu mult. Și acum să scot așa pentru Paul și Constantin două porții. Ia uite aici. Ce bine arată! O mică schimbare de regie și am trecut la porția lui Constantin, că na, vreau să iasă totul perfect. Dragi pofticioși, ia uitați aici, ia uitați și voi ce minunăție de creme și ce minunăție de cremșnit. O nebunie! Iar umplutura aceasta e senzațională. Dacă ai să o faci, n-ai să regreți nici măcar o secundă. Dragii mei, probabil acest desert e desertul suprem al tuturor deserturilor. Așa că, pofticioșilor, ce rămâne de făcut decât să degustăm această minunăție? Să vă spun și vouă cum a ieșit, că sincer îți spun, nu mai pot de poftă, mă dau un vânt după creme și mă dau un vânt după cremșnit, dar ăsta m-a dat gata. Hai să degust să vă spun și vouă cum a ieșit. Dacă respecti rețeta și minunăție, să-ți trimit ingredientele la tine, în bucătărie. Mi-e și oarecum să bag lingura în el, dar n-am ce-i face. Din porția lui Constantin, ia uite, crocant, adevărat, uite aici, mamă, frișcă, cremă. Am emoții în altă. Ia să-i punem și capacul și hai, ia uite ce straturi minunate. Blatul de jos, senzație, crema la fel, frișca la fel, deasupra nu mai zic și ferește-te gură că vine. Wow! Știți cât e de bun? Că îmi dau lacrimile. Mamă. Wow! Dragii mei, vă jur cu mâna pe inimă că n-am mâncat în viața vieții mele un cremșnit mai bun ca acesta. Nu știu ce s-a întâmplat, ce îmi faceți voi mie, dar minunea asta ce a ieșit e senzațională. Dragii mei, este, așa cum am spus, desertul suprem. Doamne, ce gust are, ce aromă, ce ferească sfântul. Hai să mai încerc o dată că prea a fost de senzație. Wow! Am de tras la sală zilnic vreo 2 luni. Pentru ce am aici. Dragii mei pofticioși, nu mai pierd timpul că și aia micii mei fac ca zimbri după ușă. Așa că, până data viitoare, când ne revenim cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți pe mâinile timp mereu pofticioși cu gândul la minunea asta, iar dacă nu o faci, tu pierzi, nu eu, că eu am făcut-o. Și uite ce bine a ieșit și ce gustoasă e. Așa că, te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super, super delicioasă. Așa cum te-am obișnuit. Hai, nu las nimic, iau tot, Constantin să-și pună pofta în cui, că n-am muncit el. Toate cele bune și sărbători cu bine, indiferent că e Crăciunul, Paștele sau ziua ta. Toate cele bune și la mulți ani. Mamă.